Cea mai mare parte a aparatelor electronice, chiar și închise, continuă să consume curent. Este vorba în special de aparatele care funcționează cu telecomandă. Cunoscătorii spun însă că deconectarea lor după utilizare poate deveni un stil de viață. Ar trebui de fiecare dată când plecăm de acasă să avem grijă să scoatem din priză cam tot ce se poate din punct de vedere a aparaturii electronice și electrocasnice. Bine, nu neapărat frigiderul, fiindcă ăla trebuie să rămână, dar de exemplu dacă rămâne televizorul în modulul de standby, aparatul de aer condiționat în modulul de standby, alte aparaturi pe care le avem și nu le utilizăm, dar ele rămân cu acel buton aprins și ne uităm în cartea tehnică a produsului respectiv, o să vedem că consumul este destul de mare. La unele poate să ajungă la 20%, la 30%, la 40% din puterea lui ca și aparat. Televizorul, să spunem, este cel mai facil așa de evaluat. Dacă punem mâna pe spatele lui când venim de la serviciu, o să vedeți că este cald, ceea ce înseamnă că acolo există un consum de energie. Mai mult, pe lângă faptul că plătim niște bani degeaba, până la urmă, fiindcă nu-l utilizăm acel produs, peste 17% din incidentele cu incendii la nivelul Uniunii Europene pornesc de la aparatură electronică lăsată în priză. Chiar și aparatele fără fir, pe care le încărcăm la sursa de energie, consumă. Vorbim despre telefoanele mobile sau aparatele conectate la calculator, scanner sau imprimantă, care uneori nu sunt echipate cu buton de deschis-închis. De multe ori lăsăm, iară, este un cost destul de mare, încărcătorul telefonului în priză, am terminat de încărcat, am luat telefonul, dar el a rămas acolo, este un transformator care în continuare funcționează și înseamnă costuri, să spunem, care până la urmă sunt degeaba, lăsăm încărcătorul de la laptop în priză, toate aceste tipuri de consumuri ar trebui să avem grijă și dacă ne uităm puțin la ceasul care contorizează, o să vedeți că plecăm de acasă și merge destul de repede, cu toate că nu-i nimeni acasă. În anii 80, televizoarele consumau chiar și 20 de wați în standby, de atunci consumul a fost redus, iar acum ajunge chiar la un singur wat. Chiar și așa consumul rămâne și viața aparatelor se reduce dacă nu sunt deconectate de la sursa de curent. Aceste, practic, costuri pe care le avem nu sunt costuri ascunse, sunt doar din costuri din neglijență. Referitor la cele care au direct impactul de mediu, este foarte simplu când plecăm de acasă doar să ne uităm dacă n-am lăsat apa să curgă, să vedem dacă cât mai mult din aparatura pe care o avem acasă este scoasă din priză, și să fim foarte atenți, mai ales la televizoare, și aici aș dori să trag un semnal de alarmă, scoțându-l din priză sau oprindu-l din acel buton de standby și practic nemai fiind acel LED care semnalizează, să spunem, modulul de standby al televizorului, înseamnă că televizorul nu funcționează, înseamnă un cost mai scăzut de curent și nu în ultimul rând o durată mai lungă de funcționare a acelui aparat. Fiecare televizor tip LCD sau plasma are un anumit număr de ore de funcționare. Și acest număr de ore de funcționare, dacă l-am uitat peste noapte aprins, el totuși continuă să se consume și practic într-o zi televizorul nu s-a stricat, ci doar s-a terminat. Și atunci trebuie să avem grijă la aceste lucruri, atât în momentul când achiziționăm produsul, dar și în viața de zi cu zi. Eliminarea acestor gesturi pe care le-am putea face și care duc până la urmă la o risipă înseamnă până la urmă ca și cuantificare o parte importantă a bugetului pe care o avem lunară și nu în ultimul rând și un impact asupra mediului. Evaluările experților arată că valoarea consumului total al aparatelor electrice, electrocasnice sau al aparatelor GSM dintr-o casă echivalează consumului unui bec cu incandescență de 60 de wați, care stă aprins un an întreg. Datele de mai jos vă permit să vă faceți o idee la cât se ridică valoarea consumului ascuns pentru aparatele de care spuneți. Dintr-un calcul minimal, aflăm că risipa ne depășește cu mult estimările. În urma evaluării pe care am încercat să o facem pe o familie medie de români de 2 adulți și 2 copii, înseamnă undeva ca și risipă pe care o facem, undeva cam la 23% din bugetul unei familii, ceea ce înseamnă enorm. Din 23% înseamnă că putem să mai avem un credit, înseamnă că putem să punem niște bani să-i avem ca și economie, ceea ce înseamnă extrem de mult pentru condițiile de viață și de trai pe care le avem astăzi în România. Soluția este să nu mai lăsați aparatele în standby. Chiar și așa, ele consumă aproape la fel de mult ca și pornite, iar în loc de telecomandă puteți acționa manual apăsând butonul de oprire de pe aparat. Anumite aparate pot fi deconectate total de la rețea cât timp nu funcționează, fără să vă afecteze confortul. Cuptorul cu microunde, aparatele legate la calculator, mai puțin faxul sau televizorul, le puteți conecta la un prelungitor cu întrerupător. Astfel, evitați să tot băgați și să scoateți din priză cablul. Cu o singură mișcare, toate pot fi astfel deconectate. Și aparatele care necesită încărcarea, cum ar fi telefonul mobil, pot fi deconectate de îndată ce aveți undă verde. În acest fel, și bateriile vor avea o viață mai lungă. Economia este un stil de viață, nu zgârcenie, spun experții. Zgârcit înseamnă că nu cumpărăm sau nu facem un anumit produs, iar precaut înseamnă să nu lăsăm apa să curgă. Asta nu înseamnă că suntem zgârciți. Dacă lăsăm apa să curgă și nu o utilizăm, înseamnă că ori este prostie, ori este dezinteres. Ce feedback aveți din partea
oamenilor cunoscuți sau celor care vă scriu. Încep românii să se gândească și la astfel de economii. Încep să se gândească și să spunem cel mai puternic impact de multe ori este în zona aceasta a pensionarilor, fiindcă, să spunem, poate nu știu dacă au conștientizat sau au ajuns la ei, să spunem, ca și mesaj, dar datorită faptului că veniturile sunt mici, încerc să strângă practic șurubul de peste tot, dar ceea ce este cel mai important este că, în primul rând, noua generație, copiii din școli încep să aibă tot mai multe informații referitoare la mediu, referitoare la bugete, referitoare la risipă. Avem chiar o campanie, se numește Închide, Stinge, Reciclează, mai bună gestionarea bugetului. Este foarte important ca acești copii încep să vină cu o nouă mentalitate, o nouă atitudine referitoare la diferitele, să spunem, problematici, atât asupra mediului cât și asupra bugetului. Testele efectuate de experți și cercetători arată că valoarea consumului ascuns pentru fiecare televizor, calculator, combină sau fax este de 5 euro pe an. Dacă adăugăm și micii consumatori, radio, hi-fi, aparat cu microunde, totalul poate să ajungă la 75 de euro pe an. Totalul consumurilor ascunse se ridică astfel la 500 de kWh pe an pentru toți acești consumatori pasivi. Dacă înmulțiți acest consum cu prețul unui kilowatt, vă puteți face o idee despre costul total.